Salutare, fraților, și bine am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Sam. Băi, în episodul de astăzi o să vă arăt noul HQ de la News Reporters, pentru că doar ce s-a băgat acum vreo oră jumate, dar a mai fost server oprit, a mai fost o mentenanță și așa mai departe. Bun, păi hai să intrăm în HQ, că toți suntem aici la HQ, dăm și un duty ca să fie tot ok. Apropo, mod pe costă l-aveți în descriere, pentru că v-am spus și în episodul de ieri, mod pe cu în descriere, dar n-ați vrut să mă ascultați și... În fine. Bun, deci cam așa intrăm în HQ, cam așa arată HQ în momentul în care intri. Știți că înainte era clasicul HQ, care e acum pe la taxi, pe la... nici nu mai știu, la School Instructors, cred că mai e așa, știți, ăla cu statuile și, na, ăla foarte basic, așa, de când e Sampu. Aici avem o cameră, nu știu, asta cred că e emisia de la radio, ceva, cred că aici se va ține radio, OG Times. Am auzit că se vor face mai multe update-uri, aici probabil e aia cu mixurile de vară, iarnă, habar n-am, nu știu, zic și eu așa, probabil de acolo se transmit informații aici și de aici mai departe. Habar n-am. Dacă mergem pe aici, mai avem niște birouri, astea cred că sunt birourile de la oficiu, cine știe, oficiul News Reporters, Și sus aici avem studiourile, auta, studio A, studio B și studio C. Bine, mă rog, momentan decât aici merge, apeși pe F și gata, iaute. Ăsta e studioul, de aici se ia live-ul, iaute-ți. Nu înțeleg care e treaba cu bariera asta pe aici, dar... În fine, probabil n-au voie invitații să pătrund aici la camerele video și la... Probabil de aici se dă live, știți ce zic? Am dat și eu mai devreme, am dat la 1 un live și a mers totul bine, abia se stau bine camerele. Arătați, uite. Ai grijă la focus. Și a mers totul bine, văd că moșduțul stă aici, nu știu, de veche, văd că are un AVP la el. Cred că în casă le execute pe invitat dacă face mișto. Aici ne dă înapoi la studiouri și dacă mergem pe ușa cealaltă, pe exit, ne dă pe aici pe afară o nouă intrare, pe aici intră invitații. Mă rog, playerii care vor să participă la live. Iau accesul pe aici, pac, și intră direct în studio. Noi putem intra fie pe aici, fie prin HQ, pe unde v-am arătat mai devreme. Și cam asta e treaba. Intri acolo, dai live, mă rog, sper să fie luată în considerare și propunerea mea aia cu știți voi, în momentul în care sunt știrile OG Times, v-am mai povestit eu, aveți un link în descriere de la clipul ăla dacă nu l-ați văzut, vedeți acolo mai multe detalii, n-ar vreau să spun de două ori același lucru, să fac două episoade la fel. Și pe lângă asta s-a mai băgat ceva, s-a mai băgat jobul de miner, care e la 1300 de metri aproape, mă rog, e la carieră, mulți dintre voi știți unde e cariera, o să mergem și noi până acolo să vedem cam cum stă treaba și cu jobul ăsta de miner, pentru că am fost la Rolex pe videoclip, dar nu știu, nu prea am uitat așa la tot, Rolexane, frate, dacă vezi, scuze, dar n-am avut timp să mă uit, frate, la tot și am zis să testez eu pe pielea mea, așa că hai să mergem la jobul de miner, ia uitați, vedeți că sunt aici băgate, bă, asta nu cred că era una înainte aici, nu știu, hai să mergem rapid. În momentul de față sunt aproape 900 de player pe server pentru că a avut loc și restartul ăla, mulți au mai fost pe sleep și tot așa. Hai să vedem. Mergem aici la job. Eu te văd că e ceva lume aici. E destul de ok designul ăsta. Deși mașinile nu prea ar fi trebuit lăsate pe aici, dar hai să zicem că merge cu job, get job. Și dăm și noi work, cred. A, nu, stai că de aici. Dai F și... Începe toată nebunia. Hai să vedem, bă, dar ar fi trebuit să dau și eu duty off, să fim cu skin-ul ăla de negrotei frumos. Skin-ul meu de șmecher. Da, merge și așa, uite, văd că băieții spar pe aici. O idee care, de fapt, un minus la ăsta, ia uite, ăla a venit cu motoreta. E o idee bună să faci cu motoreta. Nu știu, după părerea mea ar mai fi trebuit o mașinuță din aia de miner. Nu știu exact cum să-i spun. Mașinuță de miner, dar nu știu cum arată. Nu din asta, nu de aia în care se face cimentul. Nu mai vine nici la aia, nu mai știu nici aia cum se numește.
Trebuia ceva cu care să te deplasezi la un checkpoint la altul, dar e bine măcar că nu sunt checkpoint-urile îndepărtate. Sper să nu fie prea multe checkpoint-uri. Da, la life, la rampa trebuie da life triplu. Da, poți. Apropo, am terminat și eu raportul. Frumos. Astăzi fratele vostru ia și el rank 4. Și să vedem ce o să mai fie pe aici prin news reporter. Mă rog, acum cu noul update vă dați seama că n-am cum să ies acum. Oricum nici n-aveam de gând să ies acum la rank 4. Normal că facem și noi rank 5 ca băieți acolo să arate frumos. Ai dat minereul din această zonă. Mergi la checkpoint-ul următor. Te suntem la 5 din 10. Hai că totul se mișcă bine. Sper să, nu știu, să facem un videoclip așa destul de interesant. Văd că aproape se completează și leaderboard-ul. Bă, cam repede. Cam repede s-a completat astăzi leaderboard-ul. De obicei se completa mai greu, dar probabil acum cu jobul ăsta mai lucrează lumea. Bă, pe aici e destul de ok. Cum arată, gen, chiar zic că e o fabrică de minereuri. Chiar arată la ce trebuie, dar bă, văd că sunt o grămadă de... O grămadă pe aici. Chiar sunt curios cât se câștigă și cum se face. O să vedem în continuare, că o să ne dea cu cisterna aia. Mă rog, nu e cisternă, dar nu mai știu cum se numește acum, nu mai îmi vine în cap. Chiar sunt curios și câte puncte premium se vor da astăzi cu, și cu update-ul ăsta nou. Apropo, mi-am cumpărat și eu skateboard. A, uite, pun și eu skateboardul în mână. Mă dau frumos cu skateboardul la... De ce nu merge? De alt nu trebuie să te miști. Văd că nu merge. Nu știu de ce, probabil nu poți să te dai aici la mină, că e loc periculos. Danger. Da, tot avem eu punctele alea premium. Bă, și chiar n-aveai ce să ții cu altceva de pe aici. Așa să-mi iau și un skateboard, na, 20 de puncte premium. Aia e. Hai măcar asta să fie gaura mea, știi? Așa toate minerele, mergi până la rafinărie pentru a prelucra materialele. Ia hai mă să le prelucrăm aici la rafinărie. Cred că o să ne dai și mașină. Finish work. Bronze, silver, sell inventory. Uite aici, nu știu cum stă treaba. Sell inventory. Ai obținut 600 prin vânzarea. Eu le-am vândut aici și probabil dacă fac... cred că am înțeles. Ia, aici ce se întâmplă? Ia să vedem că văd că e Diana aici. F to enter. Ia să vezi că aici cred că se prelucrează. Aici cred că s-ar fi prelucrat alea dacă le aveam. Dacă le aveam la mine, dacă nu le vindeam. Probabil aici veneam și le prelucram. Dar mă rog, o să facem într-un episod viitor. Pentru acum cred că ne-am lungit foarte mult. Dacă aș mai face din nou încă 10 checkpoint-uri. Pentru că oricum cred că am filmat da, uite, 8 minute. Nu știu, dacă ne apucăm din nou, nu cred că v-ați uitat voi chiar la tot. Și n-ar avea rost. Dar probabil, da, fiind 3 opțiuni aici. Finish work. Probabil o să-mi zică că n-am nimic la mine. 0. Asta e ce obțineam și de aici. Gata, mă. De asta am obținut eu bronz, cât am obținut acolo. Stai că nu mai știu cât am obținut. Am avut bronz, argint și 3 aur și probabil am fost eu fraier, nu știam cum. Astea puteam să vând sau să obțin metale prețioase de acolo. Da. Gata, da, le-am vândut eu ca prostul, că am crezut că, da. Aparent e 600k. Bă, se merită să faci, chiar sunt curios cât se ia la, să obții metale prețioase. Ce să facem, să nu facem? Hai mă să facem, dacă tot am plecat pe drumul ăsta, n-ar. Hai să facem, că până la urmă, să vedem cum e jobul până la final. Numai că sper să nu fiu întrerupt de telefon, pentru că eu va trebui și să plec. Chiar nu știu nici cum să aplaudez videoclipul ăsta. Probabil o să las calculatorul pornit. În fine, hai să luăm repede. Văd că fug ăștia cu mașinile astea de piatră pe aici. Tot mi-a venit în cap cum se numesc. Nu se numesc, nu e vidanje, nu știu. În fine, hai să mai dăm o dată. Bă, dar văd că e destul de mare nebunie pe aici. Și am și obosit. Fii rar al naiba să fie Emile. Dacă știți la ce m-am referit prin Emile, lăsați un comentariu. E legat de skin-ul ăsta și nu serial.
Te văd că asta face cu Infernusul. De 969 VIP. Noi mergem așa, berchea. Mergem așa, mai bătrânește cu skateboardul în mână. Măcar de-aș fi putut să merg cu skateboardul, dar alunești de pe el. Da, Doamne, să nu fiu întrerupt de clopoțel. Mă refer la telefon prin clopoțel. Păi, e destul de interesant, după părerea mea, și se câștigă și bine, pentru că nu stai foarte mult. Adică dacă dai sell la alea, iei 600K și vedeți și voi că stai câte 10 secunde pe minereu. Na, mă rog, pe checkpoint. Și na, merge destul de repede treaba. 600K, faci mai multe ture din astea. Sunt curios cât obții dacă mergi la, cu ele la topit sau ce se face acolo, să obții alte metale prețioase sau ceva de genul. Dar hai că vedem acum, că aparent ne mișcăm și noi destul de repede. E o idee bună să vii cu NRG-ul aici, cu mașina. E locul, nu e locul nici prea mare, nici prea mic, și îi încurci pe alții. Cu NRG-ul e perfect. Mă rog, cu motorul în general. Că probabil mulți n-au NRG. Hai să vedem noi ce ne iese pe aici. Stai cu Sanchez-ul. Nu știu, sper că nu vă plictisesc cu jobul ăsta, adică până la urmă e ceva nou și pentru voi și pentru mine și descoperim împreună. De exemplu, cum am descoperit acolo, că alea ce erau sus, 2 bronz, 3 argint și 4 aur, era ce obținusem eu din minereuri și nu era o altă opțiune. Și ați văzut, era opțiune cu sell inventory și obținerea mai multe, nu, a ceva mai prețios. Hai că terminăm repede, mă merge treaba repede, știți că mie îmi place să mă mișc în forță. Și vedem cât luăm pe ăla cu obținere. Sunt curios dacă luăm 1.000.000 pe treaba aia. E o treabă destul de bună că nu sunt toate checkpointurile la fel, adică nu ne înghesuim toți și nu, că așa era riscul să ne omorâm. Și așa e mult mai ok. 10 secunde nu e un proces nici prea de durată, nici de scurtă durată, de fapt e de scurtă durată, 10 secunde imediat faci. Hai să vedem, finish work. Ia uite ce am obținut acum, bronze, silver, obții. Hai să vedem, probabil aici începem să mergem cu nebunia. Da, hai frate, pleacă, că nu cred că e coliziune. Era sigur, dar nu e coliziune. A, ba da, e coliziune, sorry, I'm so sorry. Și acum mergem să încărcăm vehiculul. Ăsta ce e, mă, speed bumper? Hai că ne mai trebuia nouă speed bumper după ce că e atâta. Bă, dar stai așa. Bă, trebuie să mergem afară sau jos? Că sunt nablet puțin. Văd că toți au luat-o pe aici, da. A, ia stai așa, frate. Nu. Bă, cât de prost sunt, mă, frate. Trebuie să se ajungă printr-o parte pe aici. Se putea ajunge pe jos, dar dacă ajung doar așa. Cred că nu mă aflu în vehiculul meu de job. Da, sunt paletă rău. Și acum nu mai pot să împing nici asta. Hai că pot să împing, e bine. Hai să vedem, coborâm pe jos, mă rog. Intrăm pe jos. Sper să putem intra pe acolo. Băi, frate, bă, cât de paletă, mă, să fiu. Doamne, mâncavaș. Mamă, mare. Vehiculul tot de job a fost. Mamă, nu e că e nebunie mare, v-am zis. Au intrat ăștia cu mașinile, e nebunie. Hai că e bine că a explodat ăla. Hai că am făcut treaba, mă, băieți. Hai să vedem. Pe aici putem? Putem, mă, și eu mă chinuiam pe acolo. E ok. Hai să așteptăm 10 secunde, sper să nu așteptăm. Să nu fie. Sper că e decât checkpoint-ul ăsta și că trebuie să te duci să golești în altă parte. Da, trebuie să ieșim din carieră acum. Hai că facem videoclipul ăsta de 20 de minute. N-am mai făcut un videoclip atât de lung cu Sam.
probabil spune și voi, bă, da, prost e că vă uitați la mai mult acțiune, nu știu. Oricum, am pierdut puțin timp acolo cu gânditul, cu chestia aia de... cu tracul ăsta, l-am dat peste cap odată. În fine, nu vă supărați voi pe mine, sper. Hai să mergem acum repede, rapid repejor. Să vedem ce obținem dacă ducem ăsta acolo. Dar probabil trebuie să lucrez mult. Probabil, cred că degeaba mă duc la checkpoint-ul ăla și mă întorc, nu știu. Hai că o să vedem acum. Sper că acolo să-mi dea banii direct. Mergem pe aici pe drum să ne dăm peste cap. Dar de ce trebuie să mergi tu mai până în spate acolo? Asta nu înțeleg, dar hai că e ok și așa. Sper să nu fie înăuntru. Bă, fiți atenți că e înăuntru. Am belit-o. Hai că poți intra pe aici, e ok. Iată, ta. Continuă livrarea pentru a atinge puritatea maximă. Da, mă, băieți, trebuie să mergem iar până acolo. Nu știu, o să dureze mult. Dacă sărim noi așa, facem niște manevre de-astea, sper să nu murim. Hai că, stai mă, că am dus-o bine. Căcat, oh, mai. M-am căcat pe mine cu... Da, a explodat. Da, mă, băieți, nu știu. Cred că probabil acolo aș fi atins puritate maximă și ar fi fost totul mai ok. Da, probabil o să facem asta pe un live și să văd, o să vedem atunci. Bine, voi probabil o să știți mai multe înaintea mea. Nu mă mai lungesc că am făcut videoclipul ăsta oricum prea lung. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să dați și voi un like, un subscribe, să dați pe clopoțel. Eu am fost Răzvan și noi ne vedem data viitoare. V-am pupat!